Suntem în, suntem în continuarea ciclului nostru de predici despre Biserica din Antiohia. Este penultima lecție pe care o vom avea pe viața, de pe viața acestei biserici și, de data asta, este un pasaj destul de complex. E o dezbatere mare aici, o dezbatere puternică, dar mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne vorbească din textul acesta. Amin! Um. Cei care aveți copii sau care ați fost copii, adică prind amă două categoriile cumva. Să zicem că ați fost copii, da? Că aici ne prinde pe toți. Vă aduceți aminte de momentele alea din relația cu mama și cu tata? Acum nu știu care era polițistul bun și polițistul rău în familie. Rolurile se mai schimbau câteodată la noi, dar de regulă mama avea grijă să aplice legea. Tată era cu harul. Și probabil că vă aduceți aminte de momentele când nu, nu vă ascultați părinții, nu? Făceați câte o bocănă, câte o gafă. Vă aduceți aminte că erați chemați de către o mamă, de către o tată foarte supărați. Primul lucru, uită-te la mine. Și copilul instinctiv nu se uită la tine. Și bași capul în pământ. Bă, uită-te la mine când vorbesc și dintr-o dată face poziția aia drept. Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei și să uite cum în ochii tăi. Și atunci îl întrebi. spune ce ai făcut. Bă, spune ce ai făcut. Tu știi bine și el știe bine. Dar tu îl întrebi. Bă, spune ce ai făcut. Bă, spune ce ai făcut. Și când începe, am... Taci! Taci. mai Ai și tu pe o să vorbești, dar nu-ți-e rușine și continuarea vine dintr-un reflex. Acum, ascultați-mă. Mi-au zis, Rafa, odată, au zis, tati, nu te înțeleg. Tu îmi spui să vorbesc și după aia, când vorbesc, tu îmi spui să tac. Eu nu mai înțeleg. Cumva hotărăște-te. Gândiți-vă că am crescut de mici copii, da, în chestia asta. Ți se spune că trebuie să vorbești și când îți deschizi gura, taci! Asta e de mici copii. Dar vezi, dumneavoastră, creștem în viață într-o formă de confuzie foarte interesantă. Ajungi la un moment dat în viață să nu mai știi când trebuie să vorbești și când trebuie să taci. Pentru că avem mari dificultăți să ne raportăm la un astfel de moment. Ce vreau să vă spun, dragii mei, este că de aici naște o problemă. Și anume, avem serioase probleme în a ști când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem. Există, dragii mei, forme și forme de păcat. Dar vreau să înțelegeți că a vorbi atunci când trebuie să taci, de exemplu, poate să fie un păcat. În loc să taci, te apuci să vorbești. Și uneori, prin faptul că vorbești, păcătuiești. Nu o spun eu ce o spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Psalmul 39, cu versetul 1. Pentru că zice David, ziceam, voi vegea asupra ce? Asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Ca să nu păcătuiesc cu limba. Voi pune frăugurii mele cât cel rău va sta înaintea mea. Pentru că există momente în care trebuie să taci, nu să vorbești. Deși îți vine să vorbești, deși îți vine să dai replici, este foarte înțelept să taci. Pentru că dacă vorbești, păcătuiești. Există un altfel de, un altfel de context în Eclesiastru 5, cu versetele de la versetul 1 începând până la versetul 6, unde ni se vorbește la un moment dat în Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să spăzezi piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și pe mai departe spune, grăbește-te mai degrabă, adică fă mai degrabă să ascuzi decât să vorbești. Să n-adu jertfa nebunilor. Pentru că spune acolo, versetul 6, nu lăsa gura să te bage în păcat. Pentru că există momente când trebuie să taci nu se vorbește. Pe de altă parte, dragii mei, există momente în care păcătuim invers. Știți cum? În loc să vorbim, tăcem. Și ăsta este un păcat prin omisiune. Există situații în viață, dragii mei, există anumite momente în care noi suntem chemați să vorbim. Să vorbim ce credem, să vorbim ce am fost învățați din Cuvântul lui Dumnezeu și să nu tăcem. Sunt momente, ascultă-mă, în care trebuie să vorbești, nu să taci. Știu că, probabil, cel mai confortabil este să taci uneori, să nu spui nimic. Dar tăcerea, dragii mei, este o formă de complicitate la rău, la păcat. De aceea sunt momente, și o să vedem că unul din acestea este relatat aici în Cuvântul lui Dumnezeu, există momente când, da, probabil, natural, instinctiv, ar fi să tăcem din gură. Bă, nu mă bag, nu vreau să mă complic. Dar ascultă-mă ce spun, dacă vei tăcea, vei păcătui. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Pavel și Sila, Pavel cu Barnaba, erau întorși de la biserica din Antiohia. Uh, e mare bucurie în biserică, e mare har, e mare trezire. Cunoaștem narațiunea aceasta biblică. Tocmai se întorseseră din prima călătorie misionară. Rezultate extraordinare și biserica se bucură. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, câțiva oameni veniți din Iudeea, Câțiva oameni veniți din iudeea, învățau pe fra și ziceau dacă nu sunteți tăiați în prejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți să fiți mântuiți. Și vă rog să fiți atenți care este reacția lui Pavel și a lui Barnaba. Și au zis, bă, musafir, nu ne punem rău cu ei. Bă, de la Ierusalim, de la Biserica Mamă, hai să lasă acum, meargă, după ce merg ei, corectăm noi ce au spus. Nu, nu, nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel și Barnaba au avut cu ei ce? un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Cu alte cuvinte, Pavel și Barnaba, pentru că înțeleg care e miza, oamenii ăștia nu tac. Oamenii ăștia vorbesc, cu riscul ca unii să se supere, cu riscul ca unii să fie ofensați, cu riscul ca unii să nu, știu, să, să nu le placă ceea ce le spui. Există momente, ascultă-mă ce spun și trebuie să înțelegi bine și să cântărești lucrurile când trebuie să vorbești. Există momente când trebuie să taci, pentru că dacă nu taci, păcătuiești, dar există momente când n-ai voie să taci, Există momente când care trebuie să spui și să vorbești. Asta face Pavel și spune Biblia că cei doi intră într-o discuție, într-un debate, într-un dialog aprins cu ăștia și spune, bă, cum adică? De unde, de e teologia asta? De unde sunt părerile astea? Și Biblia spune că oamenii ăștia luat atitudine. Ce vreau să vă spun, dragii mei, în această zi, să mesajul pe care vreau să vi-l împărtășesc, e foarte simplu, sper să rezum întreaga idee a mesajului. Nu ai voie să taci. Ăsta este titlul predicii mele. Nu ai voie să taci. Știu că de foarte mult ori se spune că tăcerea e de aur. Îs momente când tăcerea e de aur. Dar ascultă-mă ce spun. Există momente și există situații și există raporturi și există relații și există circunstanțe în viața ta în fața cărora trebuie să vorbești. N-ai voie să taci. Nu avem voie să tăcem. Există situații, dragii mei, când nu avem voie să tăcem. Întrebarea este când? Când? Unii abia așteaptă. Dăm dezlegare, frate Dorel. De Dăm dezlegare odată acasă, că atâtea am de zis. Uh, nu ai voie să taci primul cadru, primul, uh, prima zonă, dacă vreți, este aceasta. Nu ai voie să taci atunci când vezi că există anumite riscuri. Nu ai voie. Când vezi că există anumite riscuri în viața celuilalt, în viața comunității, în viața familiei, în anturajul tău, când vezi un risc, nu ai voie să taci. Când vezi că există anumite riscuri, nu ai voie să taci. Și Apostolul Pavel și împreună cu Barnaba, dragii mei, văd acest risc uh, care este generat de evangelizarea iudeilor, care spuneau, bă, e fain la voi în Antiochia, bă, plin de Duh, sunt prorocii pe aici, oameni care ei se botează, dar știți ceva? Dacă nu vă tăiați în prijur, dacă nu țineți toată legea lui Moise, degeaba v-ați pocăit. Și în momentul ăla, dragii mei, Apostolul Pavel și Barnaba realizează că există un mare risc. Și riscul acesta, uitați-vă, este unul doctrinar. Și riscul doctrinar, dragii mei, este unul cât se poate de real. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia propovădeau următorul lucru. Știți ceva? Jerfa lui Hristos nu-i de ajuns. Sângele lui Hristos nu-i de ajuns. Mântuirea nu-i numai prin har, mântuirea e și prin fapte, e și prin lege. Trebuie să țineți legea și harul. Și un fel de ghiveș teologic. Și în momentul ăla spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel și Barnaba se ridică spune până aici. Și încep să discute. N-ai dreptul să taci, ascultă în fața, în fața riscului doctrinar. Pentru că spune în Efesen, capitolul 2 cu versetul 8 căci prin har ați fost mântuiți. Că unii nici astăzi n-au înțeles. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la cine? Nu-i de la noi ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Noi nu suntem mântuiți, dragii mei, pentru că ținem anumite prescripții ale legii. Și asta întărește Pavel aici și, și Petru la un moment dat când ia cuvântul și spune foarte clar, bă, oameni buni, versetul 11, ci credem și noi ca și ei că suntem mântuiți prin Harul lui Dumnezeu. Nu suntem mântuiți, dragii mei, cum unii cred astăzi, nu știu, femeie mântuită prin naștere de copii pentru că o făcut o exegeză precară, o scos un verset dintr-un context. Dragii mei, nu există mântuire prin naștere de copii. Există mântuire doar prin jertfa lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu există mântuire că tu ții, că poți nu știu ce, că tu faci nu știu ce, că ai făcut fapte nu știu de care. Nu există mântuire, pentru că vreau să vă spun ceva. Toți suntem de aici datori vânduți Dumnezeu. Nimeni nu-și poate plăti păcatele. Unul singur a murit pentru noi și acesta este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, binecuvântat fie în numele Lui. Și când cineva vine cu o altă evanghelie afară, n-ai voie să taci. N-ai voie să taci. Când vezi că există anumite riscuri, riscul doctrinar, uitați-vă, știți care e riscul? Uitați-vă evrei 12 cu 15, luați bine seama că dacă tăcem, fiți atenti ce se întâmplă. Luați bine seama ca nimeni, nimeni, vă rog să fiți atenți, nimeni, să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și uitați-vă care e efectul. Și mulți să fie întinați de ea. Și mulți. Pentru că dacă lași pe omul să vorbească și tu taci, Există pericolul, dragii mei, ca foarte mulți oameni să asimileze o învățătură falsă. De aceea, ascultați, m-am fost pus de foarte multe ori în slujire, nu mi le doresc, nu sunt situații plăcute, dar au fost situații în care au trebuit să opresc pe cineva. Au fost situații în care au trebuit să mă ridic și să spun oprește-te că vorbești prostii, nu te supăra. Asta e casa lui Dumnezeu, asta biserica lui Dumnezeu. Da, dragii mei, și asta este o autoritate pe care Dumnezeu ne-o dă. Pentru că noi suntem chemați, ascultați-mă, să păzim învățătura apostolilor. Când vine cineva și spune, a, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Oameni buni, e, e foarte important să înțelegem un lucru, că aici e un risc doctrinar. Și știți care e riscul doctrinar? E vorba de mântuire. E o chestie de mântuire. Adică nu e o chestie, bă, nu știu, de călăuzire personală. E o chestie de mântuire, o chestie fundamentală. Mai apoi, există un alt pericol, nu doar pericolul doctrinar, pentru că trebuie să vezi anumite riscuri, de aia trebuie să... N-ai voie să taci, trebuie să vorbești. Pentru că e un pericol doctrinar, uitați-vă, dar ei sunt pericol aici și pericolul divizării. Pentru că, dragii mei, biserica asta e unită. Biserica de Antioche e o biserică unită, e o biserică, dragii mei, care face front comun, e o biserică în care e o trezire, e o biserică în care harul lui Dumnezeu lucrează, e o biserică în care, dragii mei, oamenii se pocăiesc, e o armonie superbă în biserica asta și dintr-o dată vin niște iudaizatori care bag zăzani în biserică. Vin niște iudatori care, da, zice, degeaba, dar trebuie să vă în împrejur. Știți care este riscul aici? Riscul să se rupă biserica. Dacă aș ști câte comunități nu s-au rupt pe fondul ăsta. Dacă aș ști câte biserici nu, nu au ajuns în disensiuni, câte partide nu s-au format, pentru că nu s-a intervenit la timp, pentru că cineva în loc să vorbească a tăcut, pentru că trebuie să vină voturile, pentru că vin alegerile, pentru că nu mai prin lor la comitet, pentru că uh, nu mai prin funcția de pastor, pentru că toți suntem în, în ziua unei alegeri, unei campanii, pentru că vrem să fim populari uneori. Dragii mei, nu avem dreptul să tăcem. Oricât de mult ar fi deranjant pentru unii, pentru că trebuie să se sizeze niște riscuri. Un risc doctrina așa asta este o problemă de mântuire, de viață și de moarte. Dumneavoastră realizați cât de importantă e problema asta? Că dacă tu nu înțelegi că jertfa lui Hristos este suficientă, n-ajungi în cer. E pericul uitați-vă, al divizării. Diavolul, dragii mei, vrea să ucidă o lucrare în două feluri. În stadiul implementării și în stadiul de proiect. Dacă nu reușește să ucidă o lucrare la stadiul de proiect, cum a fost aici în Antiohia, nu reușește să o ucidă. În momentul în care se implementează lucrarea lui Dumnezeu în Antiohia, diavolul vrea să o dezbine, să o rupe, să-i rupă forța misionară. Și de ce? Pentru că știe că pentru el biserica din Antioche e un mare pericol. Că dacă erau pentru ea din Ierusalim, Evanghelia ajungea după câteva zeci de generații pe la Roma. Dar știe că biserica din Antioche e o biserică care are un zel misionar. Și trebuie ce să facă? Să rupă cumva. Și vin niște oameni netrimiși de nimeni și care vin și își propagă ideile lor. Există mai apoi, uitați-vă, un al treilea pericol pentru că n-ai voie să taci, ascultă-mă ce spun, nu ai voie să taci în fața unor riscuri. Când vezi anumite riscuri, nu ai voie să taci. E un risc doctrinar acolo, e un risc al diviziunii, dar mai apoi există un pericol real al devierii. Un risc real, iminent al devierii. Vreau să înțelegeți un lucru. Care este focusul bisericii din Antiohia? Știți care este focusul? E o biserică misionară. E o biserică care face două lucruri pe care Dumnezeu le cere. Ucenicizare și evanghelizare. Ucenicizare și evanghelizare. Ei, spune cuvântul lui Dumnezeu că în această biserică care face ucenicizare și evanghelizare, spune cuvântul Domnului că au venit niște iudei aici, iudaizatorii ăștia. Și au zis, bă, n-are rost, ce faceți vă bine. Trebuie refăcut tot de la zero. Și știi ce vor să facă oamenii ăștia? Vor să deturneze, de fapt, diavolul prin ei. Vrea să deturneze lucrarea aceasta, direcția acestei lucrări. Înspre ce? Înspre nu știu ce reguli, înspre nu știu ce regulament. Țineți că există biserici unde dacă vrei să te botezi și să vii membru, ai un regulament de vreo 34 de pagini. Eu l-am citit pe unul, m-am șocat. 34 de pagini, frate. Și păstele, Domnul Iisus te iubește. Dar la noi dacă vii, n-ai voie așa, în centimetri, cu ruletă, reguli. Oameni buni, stați să mă întreb unele de unde le au scos. Dar vedeți, dumneavoastră, noi, și, noi venim și turnăm uneori peste Harul lui Dumnezeu, peste lucrarea lui Dumnezeu. Punem în credințările noastre personale. Bă, eu cred că nu ești mântuit dacă nu faci asta, dacă nu faci aia, dacă nu faci aia. Și ce facem prin asta? Deviem lucrarea lui Dumnezeu de la scopul misionar și cel de ucenicezare. Lui Camely a scris o carte, Diavolul pe care nu o cunoaște. Vă recomand dacă puneți mâna pe ea. Și el vorbește despre patru mari strategii pe care diavolul le are. Și la o, în ce privește o biserică și în ce privește o persoană. Prima strategie este decepția. Te face să te hrănești cu anumite așteptări și care dacă nu se întâmplă, să te supere pe Dumnezeu după aia. Doi, diviziunile. Știți că cuvântul diabolic vine de la diaboleni din greacă, care înseamnă, și ce înseamnă diabolain? Înseamnă a sfâșia, înseamnă a rupe. Asta înseamnă diabolic, să rup ceva. Apoi, a patra armă puternică este descurajarea, spunea el. A treia armă de descurajarea, a patra, este devierea și poate spunea cea mai, cea mai puternică, deturnarea focusului unei lucrări a unui om de la planul lui Dumnezeu și să-ți dea altceva de făcut. Dați-mi voi să vă dau un exemplu clasic, v-am mai spus în biserică, când se mulțește biserica din uh, Ierusalim și știți că e problema aceea cu văduvele grecilor care sunt trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor. Vine toată problema asta pe omericui, pe omerul pe umerii apostolilor. Și la un moment dat Petru se sizează că e o problemă. Stai mă puțin, noi stăm aici să împărțim, să facem ajutorare, nu că e un lucru rău, dar noi nu mai avem timp de Evanghelie. Și Pavel a înțeles atunci, luminat de Duhul lui Dumnezeu, că nu-i potrivit pe el să, pentru el să slujească la mese și să lase ce? Evanghelia. Omul ăsta înțelege, Pavel înțelege, Petru înțelege, dragii mei, că e o lucrare pe care diavolul vrea să o producă acolo în Ierusalim, să devieze focusul bisericei. Ascultă-mă, când diavolul îți dă ceva de lucru, vreau să înțelegi uneori că scopul lui este să te deturneze de la lucrarea lui Dumnezeu. Uneori îți dă câte o ofertă din aia foarte fane, uneori îți dă câte o problemă și ce să facă cu tine? Să nu mai faci lucrarea lui Dumnezeu la care ai fost chemat. Petru însă, dragii mei, are maturitate aici și înțelege că nu are voie să devieze că chemarea lui de fapt, planul lui Dumnezeu care este să predice Evanghelia. Am fost cu câțiva ani de zile în urmă într-o tabără de tineret în Anglia. Am fost într-o tabără cu foarte mulți tineri din mai multe biserici din Anglia, undeva, cred că, pe lângă Leeds, în Anglia. Dom'le, am ajuns, eram cazați, unde s-a ținut tabăra asta de vreo patru zile, o tabără de rugăciune și de studiu al Scripturilor. Eram vreo 250-300 de tineri. Era într-un complex deținut de către biserica anglicană. Nu o să niciodată, într-o seară, după o seară de slujire, după o seară de predicare, de rugăciune, de dedicare, de consacrare, nu o să niciodată că veni la mine administratorul acelui campus, cu lacrimi în ochi. Acum cu engleza mea m-am înțeles cu el, da? Ne-am înțeles. Și nu o să niciodată că mi-au zis cu lacrimi în ochi și au zis, bă, voi ce faceți voi, zice, de vinul ăștia la biserică? Ce faceți cu ei? Pe păi ce să facem? Le predicăm Evanghelia. Predicăm cuvântul lui Dumnezeu și au zis, vezi, tocmai asta am pierdut noi, biserica anglicană. A zis, domnule pastor, a zis, avem mii de biserici, mii de biserici avem în Anglia, goale toate. Pentru că noi am ajuns ca programul de biserică să fie un timp de ceai și de biscuiți și atât. Îi adunăm pe oameni, ce numai pentru că le dăm ceai și biscuiți și atât nimic. Dar am lăsat lucrarea de evanghelizare deoparte. Au o zis, avem proprietăți, avem proprietăți numai, numai, numai campusul ăla cred că era evaluat la vreo 7-8 milioane de lire, era ceva imens, credeți-mă, o sumă mare de tot Puh. și au zis, e noastră, dar la ce folos? zice deci, că e goală, numai când veniți voi o umpleți N -n, noi nu mai avem tineri toți sunt lume și au zis, am ajuns aici știți de ce? pentru că biserica noastră biserica anglicană a luat-o pe dimensiune pur socială și-a uitat de chemarea ei primară, care este ce? ucinecezare și Evangelizare. Pentru că dragii mei Noi trebuie să vedem anumite riscuri Și nu ai voie să taci Nu avem voie să tăcem Al doilea lucru pe care vreau să subliniez astăzi Nu ai voie să taci Mai apoi atunci când ai anumite responsabilități Când vezi anumite riscuri Doi, nu ai voie să taci Atunci când ai anumite responsabilități Și nu ai voie să taci pentru că Dumnezeu ți-a dat o responsabilitate. Pavel și Barnaba, dragii mei, sunt responsabili în biserica din Antiochia de învățătură. Asta e responsabilitatea lor primară. Să învețe, spune Biblia, că un an de zile au luat parte la adunările bisericii și învăța pe mulți oameni. Ei, responsabilitatea lor primară este învățătura acolo, dragii mei. Și gândiți-vă, pentru că oamenii ăștia sunt responsabili de învățătura pe care o dau în biserică și de direcția pe care o ia biserica, în momentul în care vin acei iudaizatori, spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel și cu Barnaba au cu ei un schimb viu de vorbe. Adică nu poți să taci. De ce? Pentru că ești responsabil. Pentru că ai o responsabilitate din partea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, întrebarea mea este, de ce tăcem când ar trebui să vorbim? De ce ne ignorăm responsabilitățile de foarte multe ori când ar trebui să vorbim și preferăm să tăcem diplomatic, politic, strategic? Un motiv pentru care tăcem de foarte multe ori, Dragii mei, și care este? Tăcem pentru că ne lăsăm conduși de sentimente. Ăsta este un motiv pentru care de foarte multe ori, ascultați, mă tăcem. Ne avem de multe ori o abordare emoțională a slujirii. Bă, nu zic că să supărăm. Bă, tu vezi că e pe o cale greșită, dar nu-i spui nimic de ce, pentru că nu vei să l superi. Bă, dar mi-i prieten dar ăla m-a ajutat când mi-a fost greu. Dar cum să-i zic așa ceva acum? Când vezi pe cineva, ascultă-mă, când vezi pe cineva că merge pe o cale greșită, nu e un act de compasiune să taci. Din potrivă, e un act de irresponsabilitate. Dar de foarte multe ori, dragii mei, noi tăcem, și de ce? Pentru că gândim, dragii mei, și ne lăsăm conduși de sentimente. Spune cineva, spunea cineva că iubirea acum este oarbă uneori și din păcate e și mută. Iubirea nu trebuie să fie nici oarbă, iubirea nu trebuie să fie nici mută. Iubirea trebuie să vorbească în dragoste, trebuie să spune, zice Pavel, fiecare aproapele ce? Adevărul. Spune adevărul, Domnule, că îl salvezi, că poate e pe o cale greșită. Dați-mi voi să vă dau un exemplu, unul împărați capitolul uh, întâi, versetul 5 și 6. Spune cuvântul lui Dumnezeu că uh, împăratul David îi, pă, la bătrânețe, îi, pă, la pensie, aproape. Și spune Biblia că a avut un fiu pe nume Adonia. Acum fiul ăsta, zice Biblia, că s-a s-a mândrit. Până acolo încât a zis eu voi fi împărat. Începuse urzat la tronurilor la curtea lui David. Eu voi fi împărat, o zis. Și a pregătit care și călărești și 50 de oameni care legau înaintea lui. Bun, versetul 6, o să înțelegeți de ce. Tatăl său, fiți atenți părinți, tatăl său, David, nu-l mostrase niciodată în viața lui zicând pentru ce face așa? Și vedem și motivul. Adonia, de altfel, era cum? Foarte frumos la chip. Pruncul cel fain al lui tata. Vai mândrui. Mă, mi se bucură inima când îl văd. Uite ce frumos e. Cum să-l cerți? Cum să-l cerți? Cum să... Cum să-l binecuvântezi? Când uh, comentează, când vezi că e rebel, văd dai frumos, mă. Și știi ce face David? Clachează emoțional. Și nu-și asumă responsabilitățile de tată. Și pentru că nu-și asumă responsabilitățile să-i spună, bă, vezi aici, termină, vezi că trebuie să te corectezi, uh, vezi că te ating. Atingerea îngerilor. Deci în Biblia că nu au nimic. Niciodată nu l-a mustrat. Știți de ce? Își ignoră responsabilitățile de tată din cauza sentimentelor. Băi, frumos. Bă, mi -e și milă să dau în el. Lasă-o să dea el în inima ta după aia. Înțelegeți? Apoi, de ce mai tăcem, dragii mei? Și nu ne asumăm responsabilități, deși tu ai anumite responsabilități. Uh, nu tăcem, știți, spuneam despre, de, despre zona asta, apropo de, de, fapt, de faptul că avem sentimente față de cineva, pe, că apreciăm pe cineva foarte tare și tăcem din gură când vedem ceva rău în viața lui. Ați auzit probabil despre acel cunoscut scandal legat de Ravi Zacharias, care după moartea lui se descopere că cel mai mare apologet probabil al secolului nostru, al ultimelor 4-5 decenii, apologet creștin, a avut o viață dublă, moral, îngrozitoare. Și cei de la uh, Ravi Zaharayas International Ministries au dat un comunicat. Și unul dintre ei, nu o să niciodată, o, o zis o frază în felul următor, o zis, noi cei de la, din echipa lui Ravi Zaharayas, au zis, am fost în stare să ne punem întrebări, cele mai grele întrebări despre Isus, dacă a fost sau nu adevărat, fiind pe apologetică. Am lansat întrebările cele mai dificile și mai grele despre Ravi, Zah despre, despre Isus Hristos, dar nu ne-am pus nicio întrebare legată de Ravi. N-am îndrăznit să i punem nicio întrebare. Și de ce? Pentru că spunea eram absolut fascinați de el ca personalitate și am ignorat în tot acest timp trăirea lui erau niște semne evidente. Adică am fost în stare să îl întrebăm pe Dumnezeu oare e adevărat asta? Și nu am fost în stare să ne întrebăm, bă, omul ăsta e ok? De ce? Pentru că sentimentele, dragii mei, ne fac uneori să tăcem. Apoi tăcem și de ce, ce oamenii buni? Pentru că ne temem de statutul unor oameni. Ne temem fie de statutul lor, fie de statutul nostru când îl periclităm. Credeți-mă că nu a fost ușor lupetul să se ridice în biserică. Să ia cuvântul. Nici lui Iacov nu cred că i-a fost ușor. Credeți-mă că oamenii acesta nu i-au fost deloc ușor, dar au trebuit să se ridice. În ciuda statutului pe care l au, oamenii ăștia trebuie să vorbească și să spună adevărul. Dragii mei, noi trebuie să nu tăcem. În momentul în care vedem că există anumite responsabilități pe care le avem, N-ai voie să tași, pentru că unde ne uităm la statutul altora, spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 13 din cartea lui Nemia și ce spune cuvântul Domnului, zice că în ziua sabatului am văzut pe iudei uh, cu, cu, cumpărând, ducând mărfuri în ziua sabatului, trecând pe porțile Ierusalimului și spune cuvântul lui Dumnezeu că Nemia și ce face? Îi mustră, dar nu numai pe ei, zice Biblia că i-o mustrat pe mai mari lui Iuda, o luat o atitudine publică, băi, voi ce faceți aici, spângăriți ziua lui Dumnezeu? Știu că nu i-a fost ușor, dar Nemia nu poate să tacă, zice Biblia, că i-a mostrat chiar în ziua aceea. Dar de foarte multe ori ne lăsăm intimidați și tăcem, dragii mei, din cauza statutului unea sau altuia. Ioan Botezătorul, vă aduceți aminte, înaintea lui Irod, spune Biblia, că de o grămadă de ori au zis, nu ți este îngăduit să ai de de, de, de soție pe dar nu ți-e îngăduit. Toată lumea spune, bă, bă, din gură, că toată lumea știe dacă acum, taș, ce ți mai bagi? Ioan Botezătorul nu tace și se alege, dumneavoastră știți cum, cu o moarte superbă. Dar uneori, dragii mei, dacă ăsta este prețul adevărului, ce preferăm? Să rămânem cu capul și să fie vai de capul nostru după aia. Spune Biblia că Irod Antipă iotea capul lui Ion Pe ce fond, pe ce context? Că zicea public, nu-ți este îngăduit să ai de soție. Nu era mai ușor, nu era mai simplu pentru Ion Botezătorul să tacă din gură. De ce vorbește? Pentru că, dragii mei, înțelege care e o responsabilitate în direcția asta. Unul dintre cei mai controversați regi englezi, Henric al VIII-lea, șase soții au avut. E a fost greu. La un moment dat, o divorțat, pentru că papa de la Roma nu a acceptat căsătoria, o rup biserica de sus bisericii catolice și și-a făcut propria biserică, biserica anglicană. Au zis, bă, eu sunt șeful bisericii. Ei, la un moment dat, ăsta se duce la o vânătoare, undeva în nordul Angliei. Se duce Henry ca la, o, la o vânătoare și totul zice, bă, ar da bine acum, duminică, să mă duc la biserică. Și o zice, căutați-mi o biserică mâine, unde să mă duc și o să-mi fac prezența, apariția. Și la un moment dat o găsit o parohie. Acum, înainte să vină regele, au venit oamenii regiului, au pregătit terenul, au curățat biserică, au avut grijă, veți să stați aici, au pus uh, oameni de pază. Și s-au dus la preot care tot tocmai lua veșmintele la altar. Își lua veșmintele. Și a venit uh, consilierul personal lui Henric al lui al Calopto și a zis, uh, părinte, ascultați aici, regele mi-a zis să vă transmit că e în biserică și să aveți grijă ce vorbiți astăzi. Adică, ai grijă, nu vorbi de divorț, nu vorbi despre alea, nu vorbi de soții, fi tu, vorbești despre dragoste, despre iubire, așa, fi pozitiv. Nu cumva să vorbești, o zi să nu uiți că e regele astăzi. Și o să da, bine. Când s-a plecat ăsta, au zis, hai să spun ceva. spune lui Henrica Loptulea că dacă tot o veni, să nu uite un lucru, el să nu uite că aici e regele regilor Iisus Hristos. Așa că eu să vorbesc și îmi spune regele meu și după aia vedem cine se supără. Ei, și-a predicat preotul ăsta. Avem nevoie, odată în păcat, frate. Și-a predicat cuvântul lui Dumnezeu. A doua zi, preotul Leatimor, că asta este numele lui, este decapitat. Ce faci? Îți sigura sau ți-o deschizi? Când ai responsabilități. Deci dumneavoastră, ascultați-mă, dacă nu vorbim, nu se va face niciodată tăcere în anumite lucruri. Dacă nu vorbim, există lucruri în care nu se va ajunge la o tăcere, de care e nevoie uneori. Uh, uitați-vă, versetul 4, hai să luăm puțin. Versetul 4, Pavel și Barnaba, zice Biblia, cu ajuns în, în Ierusalim, din Antiochia și încep să vorbească. Ce a făcut Domnul, ce s a întâmplat? Versetul 5, în timp ce vorbeau, zice Biblia, uitați-vă, atunci unii din partida fariseilor care crezusele s-au ridicat, îi întrerupă ăștia. Nu mă, trebuie să fiți tăiați în toți, altfel nu există mântuire. Ce înțeleg eu de aici? Înțeleg, dragii mei, că în Biserica din Ierusalim problema asta nu e rezolvată. Nu numai la Antiochia ci problema asta ăia din Ierusalim nu a rezolvat-o, o tăcută, o, tăcut -o, o băgată o supreș. Uh, și există un moment dragii mei în care înțeleg și Petru în care înțelege și Iacov că trebuie să rezolve problema asta, că dacă vor tăcea problema asta nu se va stinge, ci împotriva se va amplifica gândiți-vă, slujau în biserica din Ierusalim unde era Petru unde era Iacov, unde era Ioan și exista o partidă din biserică reprezentată chiar la nivel de, de, de lideri care credeau dragii mei că mântuirea nu e numai prin har ci și prin fapte și erau acolo și e momentul, dragii mei, în care și Petru și Iacov trebuie să ia cuvântul și să înțeleagă că nu mai pot să tacă. E un moment, dragii mei, în care oamenii să înțeleg că trebuie să se ajungă la o rezoluție, că trebuie soluționate problemele. Tăcerea, dragii mei, nu ne ajută. De aceea, ascultați-mă, nu ai voie să taci. Există momente în viață când, da, trebuie să taci, trăcerea e de la Dumnezeu uneori, dar există momente când vezi anumite riscuri, când, când ai anumite responsabilități. Nu ai voie să taci, trebuie să vorbești. Și vreau să mai spun că mai există un aspect al treilea. Nu ai voie să taci. Și de ce? Pentru că trebuie să dai anumite răspunsuri. Nu ai voie să taci mai apoi pentru că există anumite riscuri, pentru că ai anumite responsabilități și în al treilea rând pentru că trebuie să dai anumite răspunsuri. Tu și alții au nevoie de aceste răspunsuri. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că în Antiohia e o confuzie. Bă, ce-i de făcut? Unii zic că trebuie, unii zic că nu trebuie. Noi ce facem? Avem nevoie de un răspuns. Mergeți la Ierusalim. Îi e nevoie de răspunsuri. Biserica din Antiohia, dragii mei, face lucrul acesta, caută un răspuns din partea lui Dumnezeu și o fac foarte bine. Dar știu că uneori nu-i nu 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 ușor să dai răspunsuri, mai ales dacă ești pus într-un anumit context. Nu sunt niciodată că am fost undeva la o seară de tineret, la o conferință de tineret undeva în nordul României. Au fost foarte mulți tineri, au fost vreo 5-6 păstori o supraveghea să vadă cum eri, lucrurile toate urmează bine și la final uh, apropo precizez faptul că pe drum mergând uh, l-am luat cu mine pe Ruben, care o să predice de seară, a venit cu mine m-a însoțit și se uită la mine, zice, bă, dore, la aici, în zona asta, mai sunt biserica asta, nu cred că ar fi bine verighetea să uh, să mai potignesc unii și am zis bă, nicio problemă, dacă trebuie am pus verighetea în mașină predic vine sesiune Q&A, întrebări și răspunsuri. Întrebări, răspunsuri, fratele păstor de acolo era foarte mulțumit cum am răspuns, am fost musafir, nu mă... La final însă se ridică păstorul, foarte mulțumit, ce zice, ne bucurăm că Domnul ne-a vorbit astăzi, nu știu ce, că l folosit pe fratele Dorel, zice, dar frate Dorel, zice, am o întrebare eu pentru tine ultima. Atunci când tu te-ai căsătorit, câți ani ai? Și am zis, oh. Vedeți, fraților? Atunci când tu te-ai căsătorit, cum de-ai decis să nu porți verighetă? Am aflat după aia că o săptămână înainte au avut o dezbatere în biserică, o, înfie, o înveninat verigheta, purtătorii de verighetă, n-au voie să ia cină, mă rog. Acum puteam să dau un răspuns de care asupra acestor lucruri, voi răspunde altă dată. Nu, trebuie să mă ridic și să spun, frate, vreau să spun că eu por verighită, dar am lăsat o mașină să nu se potignească nimeni. Păi, oameni buni. să știți când cade transformatorul și curentul așa, s-a luat... A fost cel mai stânjenitor moment din slujirea mea. Deci, asta nu a fost de la Domnul, frate, Tot a fost la... Dar asta nu a fost de la Domnul. Am înțeles, nicio problemă în concluzie, nu mă mai chema niciodată. Dar vedeți, dumneavoastră, trebuie să dea anumite răspunsuri. Și e nevoie de onestitate. E nevoie de răspunsuri, dragii mei, însă competente. Atenție! Când dai un răspuns, nu uita că ai nevoie să dai un răspuns competent. Apostolul Pavel, Barnaba sunt oameni care au competențe în, în Cuvântul lui Dumnezeu, oameni care studiază, sunt oameni, dragii mei, care se îndelincesc cu asta, sunt oameni care nu vorbesc așa ce li părul lor, ci sunt oameni care vorbesc obiectiv, pentru că oamenii ăștia au competențe în domeniul acesta. Și atunci când vorbești, ascultă-mă ce spun, trebuie să ai competență, ai, ai grijă ce răspunzi. Pe mine, pe mine mă șochează, pe mine mă sperie literalmente oamenii care le știu pe toate, Vă să vă ferească Dumnezeu de ăștia. Eu știu că uneori e frustrant să auzi pe cineva din perspectiva ta. Dacă pui o întrebare, bă, nu știu, încă n-am primit lumină în direcția asta. Să nu știe nimic asta. Nu ne place din aia care știu să răspundă la toate oameni. Bun, există zone în care habar nu am. Și pentru că nu am habar, nu am competență, nu mă bag. Ce e așa de greu să spui nu știu? Pentru că atunci ascultă-mă ce spun. Când dai un răspuns, trebuie să fie competent. Mai mult de atât, e nevoie nu doar de competență când ai un răspuns, e nevoie de o consultare când ai un răspuns Și asta văd aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți, spune în versetul 6 Apostolii și prezbiterii ce au făcut? S-au adunat la oaltă ca să vadă ce de făcut De ce s-au adunat la oaltă? Pentru că e nevoie, dragii mei, să se consulte și se ridică Petru, se ridică Iacov își dau cu părerea, vorbesc spune Biblia că la un moment dat să faci o mare valmă acolo, unii uh, vorbesc alții tac, dar la un moment dat când oamenii ăștia vorbesc și vorbesc competent dragii mei și Petru și Pavel și, și Iacov, uh, oamenii ăștia sunt foarte competenți în ceea ce spun dar uitați-vă, oamenii ăștia se consultă e foarte important să te consulți când dai un răspuns consultă-te, verifică bă, uite, ce spui despre chestia asta nu te socoti singur înțelept. Consultă-te. Că e vorba de dat un răspuns și răspunsul ăsta e un răspuns crucial, dragii mei, pentru că asta va determina direcția în care va merge Biserica lui Hristos. Dumneavoastră realizați ce presiune e pe decizia asta și de-aia oamenii ăștia îi de numai de competență, dar e nevoie să te consulți. Mai apoi, dragii mei, e nevoie de călăuzire când dai un răspuns. Ai nevoie de călăuzire când dai un răspuns. Nu numai că zice Biblia că s-au adunat la o altă și o zis, Bă, ce-i de făcut. Dar la un moment dat spune Biblia: Când au dat rezoluția către Biserica din Antiochia și nu numai, spune Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 28. Zice: Căci s-a părut nimărit, nimerit cui? Duhului Sfânt și nouă. Să nu mai punem altceva peste voi. De ce? Pentru că oamenii ăștia în răspunsul pe care îl dau, dragii mei, e un răspuns în care au primit călăuzire de la Duhul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în această zi, cât de călăuzite sunt răspunsurile tale? Răspunsul pe care le dai săptămâna asta un om într-o problemă importantă, cât de călăuzit a fost? A fost Duhul Sfânt în răspunsul tău sau a fost doar părerea ta și rațiunea ta? Cine a vorbit prin tine? Cât de călăuzit ești în răspunsul pe care le dai? Pentru că am văzut că nu trebuie să tăcem și trebuie să vorbim. Dacă când vorbim, există competență? Ne consultăm cu alții? Există călăuzire în răspunsurile noastre? Și mi se pare fascinant, apropo de Nathan David, numele acesta frumos, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Cronii 17, cu 1 la 3. E un episod fascinant acolo în care David spune cuvântul lui Dumnezeu că vrea să facă lui Dumnezeu o, o casă, vrea să-i construiască lui Dumnezeu o casă, o locuință. Și știți ce face? Îl cheamă pe cel mai apropiat om al lui, cel mai apropiat om de David, ascultați-mă, a fost un proroc și anume Nathan. Și spune Biblia că eu zis David lui Nathan, Nathan, uite, băi, eu stau într-o casă faină, luxoasă, chivotul Domnului stă într-un cort. Și spune mai departe în versetul 2, ce Biblia că Nathan, a răspuns lui David. Ce răspuns îi da? Fă ce-ți spune inima. dă drumul la lucrare. Fă ce spune inima. Ok. Și David e plin de bucurie. Se bucură inima. Haleluia! Mă apuc de casa Domnului. Ăsta e primul răspuns pe care îl dă Nathan. Dar atenție, versetul 3 spune Biblia, Vesetul 3, vă rog. În noaptea următoare. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Nathan. Nathan. Ieri n-am vorbit eu, ai vorbit tu. De ce nu m-ai întrebat? Nu au acum du-te la David și spune nu tu vei construi casa. Să duce Nathan, la David. Îl imaginez pe David cu proiectul, cu proiectanții, cu arhitecți, cu structură de rezistență, cu echipele de cu șantier organizat. Nathan, fi bine binecuvântat, hai să vezi cum începem, fii atent aici, punem. Uh, David, hai puțin. Nu, nu, hai să... Nu. Hai puțin, hai puțin. Bă, cum să zic? Ieri au vorbit Domnul, ieri au vorbit omul, azi vorbește Domnul ce zice Domnul, nu strânge tot că tu nu poți face asta de câte ori nu vorbim de la noi Face ce spune inima, cum ai pe inima frate dă drumul dar l a întrebat pe Dumnezeu când ne dă răspunsul ăla l a întrebat pe Dumnezeu Măcar Nathan e onest și se duce și spune David, ai au fost de la mine Unii mai bagă proroci și de la el câteodată Vă să te încurajeze, știți? Domnul e cu tine, aleluia, Domnul e cu mine Deci nu oprește-te, nu-i cu tine Dar ăsta e onest, ăsta e un proroc onest E alegere azi, nu? Doamne ajută Cred că v-am povestit că la ultimele alegeri prezidențiale, turul 2, știți cine a fost. Am avut pe unul care nu, tă nu vorbește, care tace, și alternativa era una care vorbea, dar nu prea bine. M-am dus de ce de la biserică, mă spovedesc în fața voastră, m-am dus de la biserică, am zis, nu știu pe cine votez. Nu știu pe cine. M-am ajuns la, la secție, m-a întrebat Alexandra, nu știu zic efectiv eram într-o M-am dus în cabina de vot, am luat ștampila, am votat, nu vă spun. Dar hai să vă zic ce s-a întâmplat după. Ies, datorie civică, trebuie să votez, neapărat, trebuie să mergeți la vot. Am ieșit din cabina de vot, nu, no, bun, am făcut-o și pe asta, ies pe poarta grădiniței de acolo, de la, din Cantemir, fericit, bucuros, am votat, mă duc la masă și dintr-o dată văd o Dacia și pe luneta din spate, da, pe acolo? Văd un verset din Biblie scris. Domnul Iisus poate să ierte orice păcat. Ioi. Ioi. Doamne, cred că am păcătuit. Știți de ce? Pentru că am votat cum am crezut eu. Și cred că Dumnezeu vreau să-mi spună, dar nu mai întreba și pe mine, totuși. Așa. Pe bine, nu mă întrebi Când dai un răspuns Când pui o ștampilă, Când dai un sfat cuiva Când spui trebuie să faci aia E călăuzirea lui Dumnezeu? Mai trebuie să fie un lucru și vreau să închei Rugându-ne mai apoi E nevoie de claritate în răspuns Când ai un răspuns Competență Cooperare Că nu le știi pe toate e nevoie de călăuzire și este mai apoi nevoie, știi de ce? De claritate. Știți cum o suna scrisoarea aceea care o trimisul la Antiohia? Căci ni s-a părut vesetul 28, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât cea care trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jerfite idolilor, de sânge, de dobitoace, sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. fi sănătoși! Clar! Ce-o zis? Nu trebuie să ținem prescripțiile legii, pentru că Dumnezeu ne-a prin har. Răspunsul cum Clar! E un răspuns clar, e cât se poate de clar. Și Biserica de Antiochia spune Biblia că s-a bucurat și continuă expansiunea și continuă călătoriile misionare și continuă suportul misionar și continuă să crească și continuă să răspândească Evanghelia. Știți de ce? Pentru că într-o biserică există oameni care nu tac. Pentru că într-o societate există niște oameni care nu tac când toată lumea spune mic Există niște oameni care se ridică și vorbesc. Există niște oameni care nu se lasă compromiși. Există niște oameni, dragi mei, chiar dacă unii vor să ne lege mâinile, să ne lege picioare, unii vor să ne lege de tot, să ne închid Facebook-ul, ne închid conturile, că nu le place, nu suportă să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă vor fi cenzurați, nu avem dreptul să tacem Spune Cuvântul lui Dumnezeu că Pavel și cu erau noaptea în pușcărie, în temniță. Le-o legăm mâinile în butuci și picioarele și erau legați. Dar și ce nu le-au putut lega? Nu le-au putut lega gura. Și o evangelizaș, și o cânta cântări de laudă și o povedi cuvântul lui Dumnezeu în închisoare. Pentru că ascultă, mă, gura nu se poate închide nimeni. Când vorbești în numele lui Dumnezeu, nu se poate închide. Dacă nu suportă, dacă nu o să nu te suporte, că vor fi consecințe, da, 100%. Dar există momente când nu ai voie să taci Și nu ai voie să taci când vezi că există anumite riscuri nu poți să taci când vezi că ăla merge în iad Și stă în biserică legaja, foarte degajat și crede că va fi mântuit Când vezi că trăiești o viață duplicitară, n-ai voie să taci Lăsați diplomația deoparte, dragii mei Cu diplomația vom merge în iad. Nu încerca să fiți populari sau să fim populari Nu încercați să-i mulțumiți pe toți Că nu puteți decât să ne mulțumiți pe Dumnezeu în felul ăsta E vremea să vorbim, dragii mei Dar trebuie să vorbim când vedem anumite riscuri E vremea să vorbim când avem responsabilități în zona asta E vremea să vorbim, dragii mei Pentru că este nevoie de răspunsuri Lumea are nevoie de răspunsuri Oamenii au nevoie de răspunsuri Îți atâția care vorbesc azi Îți atâția care vorbesc de la ei Îți atâția care vin și aduc învățături străine și retice E treaba, treaba să vorbim, dragii mei Trebuie să vorbim, să luăm atitudine Dar răspunsurile noastre Trebuie să fie răspunsuri duhovnicești. Hai să ridicăm în picioare. Pentru că spunea Iisus, Dacă voi veți cea, pietrele vor vorbi. Eu nu vreau să vorbească zidurile în biserica asta. Eu nu vreau să vorbească doar microfoanele și boxele, și stația. Îmi doresc ca în biserica asta să vorbească oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, să vorbim. Să proclamăm numele lui Dumnezeu, să ne asumăm principiile. Nu ai voie să taci, pentru numele lui Dumnezeu nu ai voie să taci. Da, există momente, există circunstanțe, există situații în care tăcerea e o mare binecuvântare, dar există momente când tăcerea e un blestem. N-ai voie să taci pentru că alții trebuie să audă adevărul. Pentru că alții au nevoie de răspunsuri, pentru că alții sunt în ceață, pentru că sunt atâția udaizatori și în vremea noastră care vin să aducă confuzie în mintea unora și în lucrarea lui Dumnezeu. Și e vremea să ne ridicăm în numele lui Isus Hristos, nu avem dreptul să tăcem, trebuie să vorbim. Dar atunci când vorbim, atunci când dăm răspunsuri, trebuie să fim călăuziți, trebuie să colaborăm, trebuie să ne consultăm, trebuie să fim clari în ceea ce spunem trebuie să avem competență în domeniul ăsta pentru că, dragii mei, dacă nu îi vom duce pe alții în eroare n-avem voie să tăcem nu ai voie să taci pentru că ai responsabilități da, ascultă-mă ce spun, Dumnezeu ți-o da responsabilități nu fi, nu fi ca David care în fața unui fiu preferat și iubit tace și nu face nimic dacă trebuie să mustri, mustră vorbește, răspunde, nu tăcea pentru că îi faci un mai mare rău pentru că e mai mare rău iubire, ascultați-mă, nu-i oarbă și nu-i mută în adevăr trebuie să spunem fiecăruia, în primul rând nou și mai apoi apropiilor noștri adevărul. Dacă copiii tăi nu se apropiați, nu știu mai cine sunt. Dacă soțul tău nu ți-a ți cine mai este? Dacă prietenii tăi de familie nu ți se apropiați, cine mai e atunci? Dar dacă vezi ceva, spune-le! Nu tăcea pentru numele lui Dumnezeu. Nu avem dreptul să tăcem. Nu avem voie să tăcem, dragii mei, pentru că există riscul reale. Există riscul, dragii mei, să, să deraiem doctrinal, să o luăm pe arătură. Să ajungem să facem numai proclamații și show în biserică și să nu mai predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Da, există riscul, ascultați-mă, dacă vom tăcea din gură. Există riscul ca mulți, poate, care vin chiar la biserică să fie fascinați de fel și fel de lucrări senzaționale care vă promit marea cu sarea și o să rămâneți numai cu sarea. Da, ascultați-mă, sunt momente, nu e ușor pentru un păsor, nu e nu ușor, dar ascultați-mă, când vin învățături străine și ce trebuie să spunem până aici, nu ai voi Am fost într-un context în care am oprit un proroc în timp ce prorocea, l-am oprit și jumate de biserică ești afară. După el. O pleca prorocul supărat și o pleca jumate de biserică după el. Să-l consoleze. Am, fost, am, primit cea mai mare hate vorba americanilor în ziua aia. Am zis, bă, am fost la pământ, dar a știut un lucru. Ce m-a ridicat, ascultați-mă, după aceea. Ce m-a ridicat a fost faptul că știu că trebuie să spun cuvântul lui Dumnezeu. Nu e ușor. Te face nepopular, dar trebuie să vorbești pentru numele lui Dumnezeu. Nu ai voie să taci. Nu ai voie să taci. E pericolul uneori al al devierii. Dacă vezi că o lucrare, dacă vezi că un om deviază de la chemarea, de la planul lui Dumnezeu, de la principiile lui Dumnezeu, n-ai voie să taci. Haideți să ne rugăm, Domnului, să ne dea înțelepciunea să știm când să vorbim, cum să vorbim și când să tăcem. Avem nevoie de discernământul ăsta sau nu? Haideți să ne rugăm, Domnului.